Femeia de 36 de ani din municipiul Târgu Jiu a intrat în atenția anchetatorilor după ce în weekend a organizat focuri de artificii fără a avea acest drept. La data de 2 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul biroului armei explozive și substanțe periculoase și poliției municipiului Târgu Jiu au identificat o femeie de 36 de ani din municipiul Târgu Jiu care la data de 1 noiembrie anul curent ar fi efectuat un joc de artificii cu articole pirotehnice pe raza municipiului Târgu Jiu, fără a avea calitatea de pirotehnician. Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal, polițiștii continuând cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.